pas pentru o afacere de succes? Mută online operațiunile zilnice ale afacerii tale cu Alpha Professional, indiferent de volumul de activitate desfășurat. Avem 3 noi pachete de cont curent destinate PFA, profesiilor liberale, întreprinderilor individuale și familiale. Vino la Alpha Bank și alege unul dintre pachetele Alpha Professional. Sau intră pe alphabank.ro și aplică online. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Bună seara, se aude? Bună seara, da? Da, bună seara. Bună seara, bună seara și bine ați revenit la o nouă dezbatere marca juridice. Astăzi vom vorbi despre semnătura electronică. Ceva de genul la semnătura care a răsărit o cale atât de lungă, pentru că nici măcar starea de urgență nu a fost în stare, ca să spun așa, să remedieze o problemă atât de acută și solicitată în mare parte de partenerii de afaceri, mediul economic. Cu rugămintea dumneavoastră o să vă rog să facem așa un tur de masă, ca să spun așa, să ne prezentăm fiecare. Și apoi să intrăm direct în discuțiile care au apărut deja ca urmare a acestei teme. O să vă rog frumos să vă prezentați pe rând și începem din partea stângă a ecranului meu. Eu sunt partea stângă.
Da. Ciudat. Natalia Buznaru, sunt legal manager la CerSign, cu ceva experiență, sper, în acumulată în zona aceasta de semnătură electronică, servicii de încredere, CerSign fiind un prestator de servicii de încredere, în conformitate cu regulamentul EIDAS. Bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Raluca Pușcaș, partener la Filipa. Experiența mea este în special în domeniul bancar, commercial și data protection. Iar în cadrul departamentului de commercial acordăm consultanță din ce în ce mai mult în ultima perioadă și pe teme legate de semnătura electronică și semnarea contractelor la distanță, de care sunt interesați toți clienții noștri. Mulțumesc! Bună seara! Bine ați venit! Mulțumesc! Doamna! Ioana Regenbogen, bună seara! Sunt directorul departamentului juridic din cadrul ING Bank România. Coordonez acest departament de 15 ani de zile și mă bucur foarte mult să vă fiu alături în seara aceasta. Bună seara și bine ați venit alături de noi și domnul! Bună seara! Vasile Țiple, sunt fostul director juridic al UiPath, actualul director de automatizări juridice la UiPath. Deci, prin urmare, încercăm să promovăm ceea ce am învățat singuri în ultimii ani de dezvoltarea companiei, în care, ca să zic așa, semnătura electronică a jucat un rol foarte important și na, sunt aici să-l discutăm. Bine ați venit și dumneavoastră, bună seara. Și subsemnata, ca să nu zic subscrisa, să fim în același trend comercial, Mădălina Frăsine, judecător secția 6 civilă a Tribunalului București, fost președinte de secție, ca să fiu în același în asentimentul colegului care a spus că este fost manager, director, dacă am reținut eu bine. Și haideți să începem cu începutul. Despre ce tipuri de documente putem să vorbim și se aplică și se pot folosi semnătura, se poate folosi semnătura electronică, și începem direct cu ceea ce înseamnă instanța de judecată, ce probleme sau ce chestiuni dificile ați întâlnit în instanță în legătură cu proba, administrarea probei cu înscrisuri în care a fost înscrisuri care poartă semnătura electronică. Pe rând. Bănuiesc că cei care v-ați lovit de astfel de probleme în instanță mă puteți lumina și pe mine, pentru că recunosc că în instanță intră mai greu ceea ce înseamnă semnătura electronică. Și nu că am fi noi contra curentului, ci pentru că, ce să vezi, bugetul este în altă parte, iar prioritățile sunt cu totul altele decât cele care ar trebui să accelereze o procedură în fața instanței judecătorești, dar asta e o altă discuție. Vă ascult! Aș putea să încep eu despre tipurile de contracte și întâi de toate m-aș gândi la cerințele pe care le prevede legea în privința semnării tipurilor, diverselor tipuri de contracte, pentru că avem acte juridice în care forma scrisă este o condiție de validitate, cum ar fi contractul individual de muncă, contractul de ipotecă mobiliară, fideiusiunea. Alte tipuri de acte juridice, pentru ele legea prevede că forma scrisă este o condiție de probă. Și aici putem vorbi despre un contract de asistență juridică, de tranzacție, de asigurare, depozit. Sunt mai multe tipuri de contracte. Acum, dacă ne gândim la semnătură electronică, este aplicabil regulamentul european 910 pe 2014, care spune că semnătura electronică calificată are efectul juridic al semnăturii holografe. Deci un prim aspect ar fi că în privința acestor tipuri de contracte, pentru care legea prevede forma scrisă ca o cerință de validitate sau de probă, cel mai sigur ar fi să folosim o semnătură electronică calificată.
În același timp, tot regulamentul spune că unei semnături electronice nu îi se poate refuza efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă, doar pe motiv că este în format electronic și că nu îndeplinește cerințele pentru semnături electronice calificate. Și regulamentul mai prevede și alte două tipuri de semnături, și anume semnătura electronică simplă și semnătura electronică avansată. În privința semnăturii calificate, aceasta este creată pe baza unui dispozitiv de creare a semnăturii electronice calificat și se bazează pe un certificat calificat. Deci chiar regulamentul îi dă o forță mai mare față de semnătura avansată, care trebuie să îndeplinească anumite cerințe prevăzute de regulament. Concluzia pe care o desprindem de aici este că dacă am folosit în privința semnării unui contract o semnătură avansată, atunci ar însemna că părțile ar trebui să dovedească faptul că respectiva semnătură avansată îndeplinește condițiile prevăzute de regulament. Și aici un aspect interesant este faptul că de curând, în 2020, a apărut și o ordonanță 38, da, care vorbește despre înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, utilizate în relația cu autoritățile publice și care sunt asimilate cu înscrisurile sub semnătură privată. Dar mai este prevăzută o condiție, și anume că acestea să fie transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat. Condiție care nu este definită în lege. Doar în regulament sunt anumite condiții tehnice care vizează mijloace de identificare de nivel substanțial sau ridicat. Deci, pe de o parte avem regulamentul care conferă efect juridic echivalent unei semnături holografe, semnăturii calificate, dar în același timp nu interzice și spune expres că nu se poate refuza juridic al semnăturilor simple și avansate. Și avem această ordonanță 38, care vorbește despre semnăturile, înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, ca având un efect echivalent cu înscrisurile sub semnătură privată. Acum, după această introducere, revenind la întrebarea dumneavoastră legată de probă în instanță, trebuie să ne uităm și la prevederile Codului de Procedură Civilă, care spun că dacă nu se prevede altfel prin lege, documentul care reproduce datele unui act înscrise pe suport informatic fac dovada de părți până la proba contrară. În același timp, da, voiați să adăugați ceva? Nu, vă ascult. În același timp, dacă suportul sau tehnologia utilizate nu garantează integritatea documentului, acesta poate servi ca mijloc material de probă sau ca început de dovadă scrisă. În același timp, este și o altă prevedere din Codul de Procedură Civilă care spune că între profesioniști, un înscris nesemnat, dar utilizat în mod obișnuit în exercițiul activității societății, face dovada cuprinsului său, cu excepția cazului când legea impune forma scrisă pentru dovedirea actului juridic respectiv. Și de aici am constatat mai multe situații în instanță în ceea ce privește proba contractelor, în special cele încheiate la distanță sau a documentelor transmise prin e-mail. Unele instanțe consideră că e-mailurile sunt înscris pe suport informatic și atunci fac dovada de plină între părți. Și cazurile în care am întâlnit acest lucru era vorba de corespondență între părțile contractante, corespondență pe e-mail, care nu a fost contestată nici în privința identității persoanei de la care provenea mail-ul, nici în privința conținutului, și atunci instanța a considerat că acesta are caracterul de înscris pe suport informatic. Sau au, de exemplu, o recunoaștere de datorie transmisă de debitor pe e-mail și atunci e-mailul a fost acceptat de instanță ca făcând dovadă de plină până la proba contrară, probă pe care debitoarea în cazul respectiv nu a făcut-o. Deci au fost diverse situații când e-mailul a fost considerat ca înscris pe suport
informatic și având valoarea probatorie din prevăzută de codul de procedură civilă. În alte situații, e-mailul a fost tratat drept mijloc material de probă, deci a fost necesară coroborarea cu alte mijloace de probă. Și în final există și alte situații când e-mailurile au fost tratate ca neavând nicio forță probantă, pentru că nu respectau cerințele din legislația privind semnătura electronică. Deci constatăm această practică diversă, care mai departe conduce și la dificultăți în cadrul procedurilor insolvenței, de exemplu, sau în cadrul procedurilor de executare silită. Bun. Este bine de știut din punctul acesta de vedere. Ceilalți invitați, ce opinii au cu privire la această temă, acest subiect? Eu aș putea să spun că puterea am confruntat noi așa direct în... De exemplu, la depunerea unor cereri de chemare în judecată semnate cu semnătură electronică, instanța ne-a cerut să depunem și pe hârtie și evident semnate fizic, în general susținând că nu are posibilitatea să transmită părți adverse în format electronic sau că nu poate printa din considerente de buget. Apoi ne-am mai întâlnit cu situații în care, fiind prestator de servicii de încredere și emițând certificate, am fost întrebați de către instanțe dacă o semnătură aplicată pe un document îndeplinește condițiile legii. Și am răspuns instanțelor cum să verifice, dacă noi considerăm că este emisă în conformitate cu legea 455 sau cu regulamentul 910. În schimb, noi ne-am mai confruntat cu alte probleme direct sau clienți de-ai noștri care doreau să-și digitalizeze procesele interne în privința ceea ce înseamnă formă scrisă și ne-am izbit de multe ori de un refuz al autorității de a accepta că anumite documente ar putea fi semnate și cu semnătură electronică calificată, precizând expres acest lucru, nevrând să creăm discuții că e avansată, că e simplă sau... Și multe autorități, exagerez, am primit răspunsuri că formă scrisă înseamnă doar pe hârtie. Sau că dacă trebuie înmânat un exemplar, de exemplu angajatului din contractul de muncă, aceasta nu se poate face în privința unui document electronic. Nu se poate înmâna. Deci fel de fel de interpretări din acestea, să le zicem milare, să nu le spunem în altă modalitate, altfel. Sau, dacă e nevoie să eliberăm copii certificate, cum să eliberăm copii certificate după niște documente care au fost făcute electronic? Deci, atunci, nici documentul original nu poate fi niciun caz constituit electronic. Sau dacă trebuie păstrat undeva, depus spre păstrare. Deci, prin depunere, înțelegeau efectiv un act fizic de a depune un document pe hârtie. Deci, multe situații de genul acesta, un pic, să zic, ciudate, având în vedere nu numai prevederile legii 455 și a regulamentului 910, dar și ale codului de procedură civilă, care spun clar ce înseamnă un înscris, nu contează suportul și așa mai departe. Ca să nu mai reiau că a explicat Raluca foarte, foarte frumos toate lucrurile astea. Deci aici, cred că un pic la nivelul autorităților, nu neapărat a instanțelor. Ce? Instanțele mai mult vor să înțeleagă și vor să știe cum să verifice și probabil că dacă ar avea mijloace, echipamentele necesare și cred că ar fi mai deschis să implementeze. Adică acolo mi s-a părut o deschidere, cel puțin primeam adrese în care spuneau ce părere aveți, cum verificăm, este în regulă această semnătură, ce tip de semnătură este.
În schimb, din partea altor autorități, într-adevăr, fel de fel de interpretări, așa cum am exemplificat câteva mai devreme. Năstrușnice. Da, da. Cred aș putea... Aș putea evoca și eu câteva aspecte legate de aventurile pe care noi le-am avut cu cererile de încuvințare a executării silite, în condițiile în care, în urmă cu câțiva ani de zile, noi am început să acordăm credite cu semnarea contractelor de credit cu semnătură electronică calificată. Și pentru situațiile în care s-a început executarea silită, sigur că înscrisurile respective în format electronic au fost comunicate executorilor și după aceea via executorii către instanță în vederea încuvințării cererilor de executare silită. Și aici pot confirma că practic atât noi părțile cât și instanța am lucrat practic într-un mediu hibrid. Asta înseamnă am avut un flux de informații transmis atât pe hârtie cât și în format digital, dar aș spune că finalul a fost unul fericit, pentru că majoritatea cererilor de încuviințare au fost admise. Constatările au fost într-adevăr limitate la caracterul de titlu executoriu al contractului de credit și la îndeplinirea condițiilor legate de caracterul cert, lichid și exigibil al creanței. Nu au fost mențiuni legate de semnătura electronică sau caracterul de înscris în formă electronică. În puținele cazuri în care inițial am avut o respingere, a fost reținut că contractul nu a fost semnat de debitor și că practic motivul fiind acela că nu s-ar fi făcut dovada certificatului calificat. Sigur, din punct de vedere juridic, aceste hotărâri au fost argumentate pe articolul 666 din Codul de Procedură Civilă, alineatul 5, care spune că înscrisul trebuie să întrunească toate condițiile de formă cerute de lege sau alte cerințe, în cazuri anume prevăzute de lege, și a fost considerat că semnătura este o astfel de condiție de formă cerută de lege care nu ar fi fost prezentă și respectiv dovedită. Cu toate acestea, în ciuda faptului că din alte dezbateri și discuții am înțeles că sunt provocări la nivelul instanțelor legate de lipsa calculatoarelor sau de lipsa software-urilor, să spunem, care să faciliteze verificarea, mai întâi nu verificarea, vizibilitatea sau vizionarea semnăturii și ulterior verificarea ei. Am avut și surprize foarte plăcute în care s-a încercat găsirea unor soluții, fie acelea de a primi o confirmare a validității semnăturilor din partea executorului, care prin intermediul unei încheieri sau unui proces verbal putea să facă această certificare a conformității documentului printat cu documentul din mediul electronic. Aș mai menționa încă un aspect care mi-a părut interesant atunci când l-am întâlnit, și anume în 2017, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție a hotărât că în cazul transmiterii unor documente în formă electronică, ele nu pot fi trimise oricând, așa cum ne-am așteptat în mediul online,
ci numai până la ora la care activitatea instanței încetează în mod legal. Motivul fiind acela că documentul, chiar și acela electronic, trebuie să fie practic înregistrat și să primească dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare. Și aici, sigur, probabil că trebuie și toate reglementările interne cu caracter administrativ de la nivelul instanțelor să fie modernizate și aliniate cu legislația europeană, astfel încât, de exemplu, să fie posibil ca la transmiterea unui astfel de document să se aplice o marcă temporală care să țină locul acelei ștampile de intrare cu număr de înregistrare și cu dată certă și practic să se evite printarea pe suport de hârtie a documentului electronic, situație care practic echivalează cu pierderea validității juridice. Documentul printat valorează maxim un început de dovadă scrisă, este o copie nesemnată a acelui document. Deci soluția ar fi fie aplicarea unei mărci temporale și cu redirecționarea pe e-mail a acestui document electronic în locul documentului scanat, operațiune ulterioară printării pe suport de hârtie, sau ar mai putea fi o soluție aceea de a avea practic o modalitate de notificare automată în momentul primirii documentului respectiv să se realizeze pe un flux electronic de comunicare securizat, bineînțeles, o notificare electronică referitoare la înregistrarea actului și cu un număr care este generat de asemenea electronic. Ca atare, deși au fost și sunt încă provocări, fie legate poate de dotarea instanțelor de judecată cu echipamente hardware sau software, fie cu poate o mai timidă, să spunem, familiarizare cu instituțiile semnăturii electronice și a înscrisurilor în format electronic, lucru care sigur îngreunează posibilitatea verificării acestora de către instanță. Am apreciat totuși deschiderea instanțelor de judecată, inclusiv a grefierilor, dar și a magistraților care au căutat soluții astfel încât la final totuși această semnătură electronică calificată în baza unor certificate calificate digitale să poată să fie acceptate. Nu este vorba despre dotarea instanțelor. De bine de rău, stăm mult mai bine decât stăteam acum 19 ani, de exemplu, când am intrat eu în profesie. E problema de soft.